Ministrul Sănătății Alexandru Rafila propune ca masca să nu mai fie obligatorie în spațiile deschise, iar oamenii să poată merge la restaurant sau la mall fără certificat COVID. De asemenea, vor putea fi organizate din nou evenimente private. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila face mai multe propuneri de relaxare după ce gradul de ocupare a paturilor COVID-19 a scăzut sub 50%. El a propus posibilitatea organizării de evenimente private cu participarea maximum 200 de persoane. O măsură la care s-ar putea renunța ar fi purtarea măștii în aer liber. Este vorba despre accesul fără certificat electronic COVID în centrele comerciale, instituțiile publice, hoteluri, pensiuni și restaurante. De asemenea, creșterea limitei de la 30 la 50% din capacitatea maximă a spațiului fără restricții de interval orar. Ăsta cred că e un lucru așteptat de multă lume. Pentru competiții sportive, activitățile din cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole, concertelor în aer liber, conferințe, workshop-uri, săli de sport și piscine. Masca în mod evident nu se va mai utiliza în mediul exterior, însă purtarea măștii rămâne obligatorie în spațiile publice închise și este recomandată în spațiile deschise aglomerate, a transmis ministrul Sănătății Alexandru Rafila.